A Domnului Dumnezeului nostru să fie toată slava, cinstea și gloria. Amin. Așa cum spuneam și dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă câteva gânduri din această pildă frumoasă. Sigur, despre ea s-a mai vorbit în biserică, nu suntem noi primii care descoperim aceste cuvinte, dar am găsit de bine, Domnul mi-a pus pe inimă câteva gânduri pentru dimineață, pentru binecuvântările care au fost. Aș vrea pe scurt, pentru a păstra o continuitate, să repet, pe scurt, repet câteva cuvinte de dimineață pentru cei care au lipsit. M-am uitat la gospodarul acesta, nu știu dacă aș fi putut să dau o definiție sau să-l pot compara cu Dumnezeu mai bine decât așa cum a spus Domnul Iisus, era un om, un gospodar, prezentându-L sigur pe Dumnezeu Tatăl care trudește, ostenește pentru noi. Numele Lui să fie binecuvântat. Încă până în vremea aceasta, tot ne stă la dispoziție, încă îl chemăm și El zice, iată-mă, pentru că suntem copiii Lui, slăviți să fie Domn. Și spuneam dimineață și am provocat familiile și vreau să vă repet doar punctual, stimați ascultători care ați lipsit dimineață, că de multe ori noi spunem, dar ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Mă gândesc la copiii mei și în anumite discuții sunt împrejurări în care copiii ne spun, dar ce ați făcut pentru noi? Vă dați seama ce copilărească este această întrebare. Cât se ostenește un părinte pentru copii? Poate de multe ori spunem și noi la fel despre Dumnezeu. Ce a făcut pentru noi? Vreau să vă spun, stimați ascultători, că El a făcut tot ce trebuia să facă. Numele Lui să fie binecuvântat. Chiar în această imagine pe care a adus-o Mântuitorul în fața contemporanilor Săi, a spus că acest gospodar a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teascânea, a zidit un turn, apoi a dat unor vieri și a plecat în altă țară și când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să-și ia partea lui de rod. Și spuneam dimineață și repet acum, un gard înseamnă protecție, să ne protejăm familiile noastre de ceea ce se poate întâmpla, de ceea ce este în jurul nostru, în jurul copiilor noștri. Apoi spuneam că teascul înseamnă activitate, producție acolo în vie, produsul finit, muncă, colaborare în familie și în biserică, sigur, biserica este o familie mai mare, e bine și cred și vreau să cred că suntem ca într-o familie și Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi turnul acela de unde se urmărea via, posibilitățile dușmanilor să vină să fure din rodul viei sau vulpile acelea mici despre care spune cântarea cântărilor, în turn era locul de veghere, citând pe Habacuc, profetul acela atât de minunat, care a avut una din cele mai profunde profeții, el spune în Habacuc 2, m-am suit la turnul meu, la locul meu de veghere, ca să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea, cuvânt și rugăciune, ce are să-mi spună Domnul prin cuvântul său, și ce are să-mi răspundă la rugăciunile mele. Aceasta a fost în mare predica de dimineață, stimați ascultători, dar acum aș vrea să mergem mai departe. Ne-am uitat ce a făcut acest gospodar. Dar acum vreau să venim la noi, iubiți ascultători, și n-am vorbit cu Claudiu, pe care l-am adus de la Arad, am venit împreună la binecuvântarea de dimineață, n-am vorbit cu el ce se predice, dar văd că Domnul face o legătură, pregătește o continuitate și întrebarea care a pus-o mă frământă și pe mine. Ce lucru neobișnuit faci? Adică, care este rodul tău? Sau care este lucrarea pe care o faci? Știți că au venit contemporanii la Domnul Iisus și l-au întrebat ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 6, scrie acest cuvânt. Întrebarea celor din vremea Domnului Iisus.
Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Vreau să vă spun, stimați ascultători, mă gândesc la aceasta, la ce trebuie să facem noi ca oameni al lui Dumnezeu, mă gândesc la sfârșitul anului, mă gândesc la cuvintele din Scriptură, mă gândesc atunci când trebuie să fac o dare de seamă, la vremea care a trecut, când îmi fac un plan pentru timpul din viitor, care îmi stă în față, mă gândesc că acest gospodar, acest Dumnezeu, Tatăl nostru, este un Dumnezeu care caută ca noi să rodim, care dorește ca noi să rodim. E plină lumea aceasta de oameni care consumă, stau să așteaptă, cred că li se cuvine și așteaptă să fie întreținuți, ei să nu facă nimic. Vreau să vă spun că în Biserica Domnului deseori ne întâlnim cu astfel de oameni și vreau să subliniez că Domnul Iisus a vorbit mereu despre această rodire, pusă sigur sub diferite imagini. Întâi de toate, aș vrea, iubit ascultător, să identifici ceea ce poți să faci pentru Dumnezeu. Într-o împrejurare și în Cartea Judecătorilor este această pildă, a spus-o unul din copiii lui Ierubal, al lui Gedeon. Sigur, el a pus-o într-un context al vremii, când frații lui au fost uciși de Abimelec, fratele lor vitreg, și el pune o pildă și îmi place așa de mult de dialogul acesta pe care el și-l imaginează între copaci, care trebuiau să rodească, care rodeau, pe care ei aveau în culturile lor și existența lor era legată de acești copaci, de acești pomi care rodesc. Și aș vrea să recitim această pildă, să vedeți că fiecare din pomii aceștia și-au regăsit locul, știau ce au de făcut concret și își prezintă rodul lor, cu cuvintele lor. Ascultați-mă, locuitori ai Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte, spune Iotam. Copacii au plecat să ungă un împărat. În pagina Bibliei 271, Judecători capitolul 9, ajung la versetul 8, am ajuns. Copacii au plecat să ungă un împărat și să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului: împărățește peste noi. Dar măslinul le-a răspuns: să împărăsesc eu unde lemnul meu care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor? Iată, conștient că acest unde lemn e bun, e de folos, deși dacă comparați unde lemnul cu măsline la gust, nu este așa de gustos ca și unde lemnul de floarea soarelui, sau este mai amărui. Să împărăsesc eu unde lemnul care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor? Întreabă măslinul. Copacii au venit la smochin. Vino tu de împărățește peste noi. Dar smochinul le-a răspuns: să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat. Ce frumoase cuvinte, iubiți ascultători! Ceea ce rodim noi are dulceața aceea căutată și savurată de cei din jurul nostru? Este un rod minunat care îl avem? Mergem mai departe, au venit și la vița de vie. Ea nu este un pom, este un arbust, dar rodește, da? Vino tu și domnește peste noi. Dar vița le-a răspuns: să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni ca să mă duc să domnesc peste copaci? Semnul întrebării. Iată, fiecare și-a identificat rodul, a știut concret ce face și care este ceea ce este neobișnuit, ceea ce face, ce calitate are rodul care îl aduce. Aș vrea să vă provoc, stimați ascultători, în această seară să medităm la cuvintele Mântuitorului
Pentru că deseori Domnul Iisus, fie că le-a vorbit despre smochinul neroditor, din Luca 13, pasaj pe care noi îl citim de obicei la sfârșitul anului, pentru că acolo, într-o vie, era un smochin sădit în vie, într-un loc bine stabilit, și stăpânul acesta nu l-a pus pentru umbră. Niciun om nu pune un pom pentru umbră. Că face și umbră este altceva, dar omul pune pomul pentru rod. A venit să caute rod un an, a venit să caute rod al doilea an, a venit să caute rod al treilea an. Și a spus stăpânul, pentru ce să mai țină locul degeaba? Iată că sunt 3 ani de când caut rod la smochinul acesta. Taie-l, a spus stăpânul. Cu sensul poate de a fi înlocuit, pune altceva. Așa facem noi oamenii. Eu am tăiat un pom, un nuc de la stradă, făcea niște nuci mici, rele, nu le putea sparge nimeni. Mi-a dat nucul când era un pom mic, mi l-a dat un frate, dar n-a știut cum este nuca din care a ieșit. Și l-am înlocuit, am pus un alt pom. Sigur că voi aștepta mult ca să crească, să am și umbră, dar l-am înlocuit. Stăpânul a zis vierului, taie-l, pentru ce să mai țină locul degeaba. Sigur, acolo s-a găsit o mijlocire. Domnul Iisus este Cel care mijlocește la Tatăl pentru noi și de multe ori în dreptul nostru mijlocește la Tatăl și spune, mai lasă-L, Tată, și anul acesta. Am să-L sap de jur împrejur, am să-I pun gunoi la rădăcină, poate va aduce rod. Dacă nu, îl vei tăia. Vreau să vă spun, iubiți ascultători, despre Ioan Botezătorul în această zi s-a pomenit despre omul acesta. Au venit contemporanii lui și au spus, noi suntem fiii lui Avram. Ce ne spui tu de pocăință? Ce ne spui tu de întoarcere? Pentru că Ioan Botezătorul a avut o predică incisivă, așa cum se spunea, cine are 2 haine să dea celui ce nu are, cine are mâncare să facă la fel, spunea Ioan Botezătorul. Orice vale să se ridice, orice deal să se coboare, să se croiască un drum pentru Dumnezeul nostru, a spus Ioan Botezătorul. Nu spuneți în sinea voastră, suntem fiii lui Avram. Că din pietrele acestea, spunea Ioan Botezătorul, Dumnezeu poate să facă fii al lui Avram. Și ascultați ce a spus Ioan Botezătorul. Între voi este unul mai mare decât mine. Eu nu sunt vrednic să-i port cureaua încălțămintei. El are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, va strânge grâul într-un loc și pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, a spus Ioan Botezătorul. Orice pom care nu aduce roadă va fi tăiat și aruncat în foc. Iubiți frați și surori, ne uităm la Domnul Iisus într-o împrejurare și dacă dați pagina pe pagina cealaltă, în capitolul 21 din cartea Evanghelistului Matei, este pasajul cu blestemarea smochinului de la versetul 18, spune, dimineața pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. Și i-a zis, de acum încolo, înviac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. A căutat odată Mântuitorul un rod la un pom când era pe pământ. Ucenicii s-au mirat că pomul s-a uscat imediat. Domnul sigur le-a făcut o trimitere la credință, dar înțelegem de aici că Mântuitorul așteaptă rod de la noi. Gospodarul este un gospodar eficient, care nu investește fără să recupereze, care nu investește fără să aștepte ca noi să rodim. Puneți-vă în mod serios, iubiți frați și surori, această problemă a rodirii. Ce vreau să vă spun? Rodul trebuie să fie de calitate. În cântarea din Isaia, capitolul 5,
Vă rog să deschideți, este pusă sub forma unei cântări. Sunt prezente în Scriptură aceste cântări pe care le-au cântat oamenii lui Dumnezeu. Vă amintesc de cântarea lui Moise, vă amintesc de cântarea Anei, mama lui Samuel, vă amintesc de cântarea Deborei, multe, multe cântări. Iată aici, Isaia, inspirat de Duhul Sfânt, face o cântare prea iubitului lui Dumnezeu. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. Versetul 2. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese. O investiție după toate criteriile. Eu lucrez în cadrul Direcției Agricole, împreună cu ei suntem în aceeași clădire și ei au niște obiective atunci când vorbesc despre producție și au un fel de proverb. Când vorbesc, de exemplu, despre creșterea animalelor, ei zic rasă, masă și casă, ca să poți să ai producție. Când se vorbește despre cultură, trebuie să ai un soi bun, trebuie să ai un pământ bun și să-i dai ceea ce trebuie, așa spun ei, dacă vrei să ai producție. Acest gospodar a săpat pământul, l-a curățit de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei, a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Dumnezeu așteaptă un rod de calitate. Doamne, ajută-ne la aceasta! Spune el în răspuns, prea iubitul, în cântarea lui, marea lui dezamăgire. Iată ce spune mai departe. Și de multe ori se întreabă Dumnezeu și în dreptul nostru. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Are dreptate Dumnezeu. De multe ori se întreabă în dreptul nostru ce am putut să-i mai fac și nu i-am făcut. De câte ori m-a chemat, am venit, l-am ajutat, am fost cu el în strâmtorare, așa cum spune Cartea Sfântă. Și totuși, el îmi întoarce spatele. Spune aici cuvântul în continuare. Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Iată așteptările lui Dumnezeu. De asemenea, vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că Dumnezeu de multe ori este dezamăgit în așteptările Lui. Mântuitorul, când a venit pe pământ, El ne arată că Dumnezeu a schimbat un pic tactica, nu a mai pus vițele fiecare independent în ogorul cel bun, așa cum spune Isaia 5, ci Mântuitorul vine și ne arată o lucrare calitativ superioară, dar tot se așteaptă ca noi să rodim. Tot așteaptă rod de la noi. Și în Ioan, capitolul 15, înțelegem care este această modificare, această creștere calitativă, acest salt calitativ pe care îl face Domnul Iisus. N-a mai sădit, repet, vițele independente într-un ogor, ci a făcut altceva. L-a trimis pe Fiul Lui în lumea noastră ca să ne arate cum trăim, ca să fie înainte mergătorul nostru, ca să fie modelul nostru, cum se auzea dimineață. Și Mântuitorul, Domnul Iisus, spune așa: Eu sunt adevărata viță, Tatăl meu este vierul, voi sunteți mlădițele. Ce frumos! Suntem în Domnul Iisus, Mântuitorul spune: Am pregătit faptele bune, El ne pregătește aceste fapte bune ca voi să umblați în ele. V-am rânduit ca să aduceți multă roadă, a spus Domnul Iisus, și roada voastră să rămână. Iată, vreau să citesc în Ioan capitolul 15. Îmi place așa de mult pentru că suntem provocați să rămânem la îndemâna Domnului nostru Iisus Hristos, să stăm la îndemâna Lui, să înțelegem principiile acestea ale rodirii. Primul, rodul trebuie să fie de calitate, rodul trebuie să fie bun pentru a face bine
celor care sunt în jurul nostru. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al doilea principiu, rodul trebuie să crească progresiv ca și cantitate. Iată ce spune Mântuitorul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Slăvit să fie Domnul! Iată, rodul trebuie să crească calitativ, să fie calitativ și să crească în mod progresiv. Tot mai multă roadă. Mă gândeam la această eficiență și am vrut să spun dimineață, și ori de câte ori este binecuvântare de copii, mă gândesc la aceasta. Cum ați privit dumneavoastră o viță de vie întinsă pe o curte de un om, tuns, aranjată, pregătită, cu gunoi la rădăcină, udată în timpul verii când este secetă, și vița aceasta întinsă să facă doi struguri? Cum v-ați simțit dumneavoastră? Sau spuneam într-una din bisericii unei păstoresc, tot la o binecuvântare, că foarte mulți oameni s-au limitat. Un copil, doi, spunea o colegă de-a mea că bănățenii vor să aibă un copil, că jumătate nu se poate. Era o glumă pe care ea o făcea. Eu nu mi-am dat seama că chiar așa este principiul. Am crezut că este doar un proverb în acesta vechi pe care îl spunea popular. Dar am constatat că oamenii, într-adevăr, sunt rezervați când este vorba să aibă o familie binecuvântată, o familie mai numeroasă. Chiar cei din biserică și o soră m-a întrebat, frate, dar dă-mi un verset. Nu care este linia Bibliei, spunea ea, ci dați-mi un verset în sensul acesta. Și Isaia 66 este un verset extraordinar care vorbește despre această naștere de copii, despre această formă de a veni viața în lume pe care Dumnezeu a rânduit-o, și spune Isaia 66, sunt cuvintele lui Dumnezeu, sunt direct aceste cuvinte, direct de la Dumnezeu, care spun în felul următor. Capitolul 66, versetul 9, pagina Bibliei 735. Mi-a venit atunci în minte să spun acestei surori acest verset, care spune așa. Aș putea să deschid pântecele mamei și să nu-l las să nască semnul întrebării, zice Domnul oștirilor. Eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea, zice Dumnezeul tău. Slăvit să fie Domn. Mă gândesc, cum ați privit dumneavoastră, vine primăvara în curând, vom așeza cei care locuim la casă, gospodinele vor așeza cloșca pe 20 și ceva de ouă. Sau gâsca, atât de preferată la țară și atât de dorită de gospodine să aibă bobocii aceia în curte. Și parcă satul este fără viață când lipsesc acești boboci de pe străduțele acelea și de pe iarba aceea. Ar fi o imagine stearpă, seacă, fără aceste vietăți atât de frumoase primăvara. Cum ați privit dumneavoastră o gâscă, de exemplu, așezată pe vreo 14, 15, 16 ouă, nu știu exact la gâscă câte se pun, să vedeți că are doi boboci? Te superi așa, investești, aceeași cheltuială, aceeași investiție, aceeași muncă, te duci să vezi, să iei bobocei când sunt mici, să-i pui la cal, să nu moară, să nu-i calce, același stres și când te uiți, doi boboci, restul... fie că au murit în ouă sau știu eu ce s-a întâmplat. Te dezamăgești. Iubiți ascultători, mă uit la poporul român care a umplut Europa. Strămoșii noștri, bunicii mei, părinții mei au avut familii frumoase. Dacă vorbim astăzi despre penticostali în Europa, sunt copiii care altă dată părinții i-au adus pe lumea aceasta și nu unul și doi, că nu se mai umpleau Europa. Dumnezeu are un plan cu poporul acesta. M-am uitat de multe ori, parcă este un al doilea popor al lui Israel. Chiar în Ierusalim avem biserică penticostală română.
În Londra, o mulțime de biserici penticostale române, tineri, cântări, coruri, orchestre, fanfare, se miră străinii de acest popor. S-au speriat în Detroit când s-au adunat tinerii la o biserică penticostală. A venit poliția, sigur, să vadă. Dar când au văzut că oamenii aceștia îl caută pe Dumnezeu, s-au retras de acolo. Au spus spaniolii, bătrânii spanioli, au spus, Dumnezeu ne-a vorbit cândva că va veni un popor care ne va întoarce inima spre Dumnezeu. Și acesta este poporul român care a venit acolo, dar sunt copiii fraților care au respectat cuvântul lui Dumnezeu, care l-au cunoscut pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al eficienței, ca un Dumnezeu gospodar, care a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Slăviți să fie Domnul! Nu știu de aceea trebuie să vă spun aceasta, o pregătisem de fapt pentru binecuvântarea de copii. Dar n-are importanță când o spunem oamenilor. Ne uităm la acest Dumnezeu. El este un Dumnezeu al eficienței. Numele Lui să fie binecuvântat. Rodul trebuie să crească progresiv. Apoi, iubiți frați și surori, dacă ne uităm în Scriptură, rodul trebuie să fie constant. Nu are voie în viața noastră să fie aceste fluctuații. Acum las pocăința 5 minute la o parte și mă descurc. Nu se poate așa. M-am uitat la această pildă a smochinului blestemat, la întâmplarea aceasta reală în Ierusalim. Domnul Iisus a văzut la marginea unui drum un smochin și a căutat smochine. Și foarte interesant că în Marcu, dați vă rog câteva pagini, în Marcu 11, aceeași întâmplare relatată de evanghelistul Marcu, care scrie la îndrumarea lui Petru. Petru a făcut o subliniere când Marcu a scris această evanghelie și a spus legat de acest smochin, când vorbește despre puterea credinței, dimineața când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Și mai sus a prezentat această blestemare a smochinului în versetul 12, a doua zi după ce a ieșit din Betania, știți că Domnul Iisus făcea această navetă, Betania era foarte aproape de Ierusalim, acolo era casa Mariei, a lui Marta și a lui Lazar, foarte, foarte aproape de Ierusalim și Domnul nu a înnoptat în Ierusalim, ci a cazat în Betania. Și dimineața când au ieșit din Betania și veneau spre Ierusalim, Iisus a flămânzit, a zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze și a ascultat sublinierea, căci nu era încă vremea smochinelor. Foarte ciudat, m-am frământat multă vreme și pare pe undeva o exagerare. Dacă nu era vremea smochinelor, spune autorul, de ce totuși Domnul a căutat, de ce totuși Domnul a rostit acest blestem? Multă vreme n-am înțeles aceasta. Până când într-o zi la dispensarul unde mergeam cu copiii, e o clădire foarte interesantă care creează în interior o curte care are doar lumină de sus, dar este înconjurată de clădire. Vreo 12 metri pe 12 metri curtea aceasta interioară. Cineva a avut inspirația să sădească niște smochini acolo, 4 sau 5, în colțurile acelui teren, înconjurat pe toate laturile de smochini. Datorită faptului că gerul nu pătrunde atât de tare, smochinii au crescut groși, mari. N-am mai văzut la noi în țară așa bine dezvoltați smochinii. Și am urmărit într-un an, tot mergând cu copiii, ba la vaccin, ba la control, știu eu cum într-o familie mai mare, m-am uitat la smochin și am urmărit evoluția lui, înfrunzirea, cum rodește. De ce spune aici cuvântul că nu era încă vremea smochinilor? Vreau să vă spun, stimați ascultători, că erau două posibilități, două variante. Fie că trecuse vremea smochinilor și cel care era proprietarul trebuia să lase niște smochine pentru trecător, așa spunea legea lui Israel, dacă îți culegi smochinul, lasă câteva fructe pentru cei care vor trece. Deci dacă ar fi fost trecută vremea roadelor, trebuiau să fie câteva fructe lăsate pentru trecător. Dacă nu era încă vremea coacerii smochinelor, smochinul face ceva foarte interesant, am urmărit aceasta, deși toate fructele sunt verzi,
la baza fiecărei frunze crește o smochină, o frunză întreține un fruct la smochin, așa este el. Din loc în loc am urmărit, deși celelalte sunt micuțe și verzi, din loc în loc pe crengi apare câte o smochină dezvoltată și coaptă. Foarte interesant. Seamănă cu prunele acelea deformate care le găseam noi când eram copii în pomi. Dar smochina aceea se coace mai repede. N-am înțeles fenomenul, dar găsești când celelalte sunt micuțe și verzi, din loc în loc am urmărit aceasta, vezi acele smochine care se coc mai repede. Parcă cineva accelerează coacerea acestor smochine. Ce vreau să vă spun, iubiți ascultători? Indiferent unde vom fi, asta vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o continuitate în rodirea noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Caută Dumnezeu rod și chiar dacă ni se pare că nu-i vremea. Adică ce vreau să vă spun, dacă toți colegii tăi s-au strâns în jurul tău și încep să spună bancuri, chiar și acolo tu ești chemat să te abții, ești chemat să arăți că ești un copil al lui Dumnezeu, chiar dacă nu este locul ca tu să-ți arăți credința ta, chiar dacă teoretic nu este locul unde tu să-ți arăți rodul tău, tu trebuie să-ți ții verticalitatea și oamenii să înțeleagă și oamenii să cunoască că tu ești copilul lui Dumnezeu și așa cum a spus despre Petru, chiar și vorba te dă de gol că ai fost cu Galileanu, așa trebuie să se cunoască în viața noastră că suntem copiii lui Dumnezeu. Chiar dacă nu este locul și vremea roadelor, Domnul să ne ajute să rămânem roditori în orice vreme, Domnul să ne ajute să rămânem întotdeauna la îndemâna lui Dumnezeu. Aș vrea, stimați ascultători, să ne uităm în pasajul acesta, sunt două gânduri care m-au marcat. Domnul Iisus a avut încredere în biserică, în noi. Spune versetul 43 și mereu meditez la versetul acesta, l-am subliniat aici, am făcut mereu referire la versetul acesta, ce încredere a avut Mântuitorul. Iată ce spune versetul 43. Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi, spunea el contemporanilor săi, și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Ce încredere a avut în noi! A știut că noi, biserica lui, acesta este neamul care a intrat acum în împărăția lui Dumnezeu. A venit la ai săi, spune Ioan în Evanghelie, ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domn! Acesta este neamul care a luat locul evreilor. Le spunea contemporanilor săi, vor veni de la o margine la alta pământului și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și Iacob în împărăția mea și fiii împărăției vor fi scoși afară. A avut mare încredere în noi. Haideți, stimați ascultători, să cinstim această încredere a Mântuitorului, să nu-L dezamăgim. Să nu fie așa de dezamăgit cum a fost Dumnezeu în Isaia, capitolul 5. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Cum de a adus struguri sălbatici? Chiar mai jos spune acri. Vreau să citesc mai departe. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel. Bărbații lui Iuda sunt vițele, sunt vița pe care o iubeam. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. O mare dezamăgire este prezentată aici. De proroc a avut Dumnezeu o mare dezamăgire despre poporul său. Ei care trebuiau să țină legea, ei care trebuiau să-L prezinte pe Dumnezeu lumii acesteia. Voi, spunea Ștefan în predica lui, oameni tari la cerbice, ne trăiați împrejur cu inima, totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. M-a marcat gândul acesta. Încrederea lui Dumnezeu, încrederea Domnului Iisus despre biserică, un neam care va face roadele cuvenite. Haideți, iubiți ascultători, să nu-L dezamăgim.
să călcăm pe urmele Mântuitorului nostru, să facem faptele pe care El ni le pregătește, v-am rânduit ca să aduceți multă roadă și roada voastră să rămână. Deci, un alt principiu al Lui Dumnezeu, El vrea ca noi să ducem această roadă până la sfârșit. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut pomi, înfloresc așa de frumos, am un lămâi pe care îl scot mereu afară, este extraordinar, arată ca un bulgăre de zăpadă când înflorește, dar vreau să vă spun, am avut doar 4 lămâi în pom. Toate florile cad. Probabil că este ceva care nu știu eu, nu stăpânesc eu, dar îmi place așa de mult și frumos, miroase așa de frumos când este înflorit, dar nu rămân aceste flori. Mai mult decât atât, mi-aduc aminte, în copilărie întâlneam câte un pom, câte un măr, rodea așa de mult și așa de puține roade rămâneau pe crengi. Cădeau pe jos, fie atacate de viermi, fie se uscau înainte de vreme codița aceea și cădeau jos sau băteau un vânt, rămâneau foarte puține roade. De multe ori suntem și noi asemenea acestor pomi care promitem foarte mult. Luăm hotărâri, ne străduim înaintea Lui Dumnezeu, îi spunem Lui Dumnezeu, Doamne, am să fac, am să dreg și totuși, când caută Dumnezeu rod, rămâne poate dezamăgit. Haideți, în această seară, uitându-ne la aceste exemple din Scriptură, ceea ce Dumnezeu a arătat în Scriptură, ceea ce Domnul Iisus Hristos a prezentat, mereu, fraților, caută această roadă. Fie la viță, fie la smochin, fie la măslin, El caută această roadă. V-am arătat ce frumos au prezentat copacii roada lor, calitatea care s-o aibă. Iar în încheiere vreau să vă spun, stimați ascultători, ceva deosebit în această seară. S-ar putea în timpul rodirii noastre, în timp ce vom vrea să săvârșim lucrările lui Dumnezeu, să suferim pentru aceasta. Spune aici cuvântul Domnului că cei care au fost trimiși, sigur, pilda s-a referit mai mult la farisei și cărturarii și bătrânii care au venit, în contextul acesta a spus Mântuitorul această pildă, spune aici versetul 23, Iisus a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului. Ăștia au venit la el. Lor li s-a adresat în mod deosebit această pildă a vierilor. Despre ei era vorba. Ei trebuiau să facă rod, dar noi ne luăm partea noastră și noi trebuie să facem rod. Vă spuneam că Mântuitorul a avut încredere și are încredere în noi. Dar când mă uit aici la cei care au fost trimiși la vierii aceștia, la prorocii din Vechiul Testament, la ei vreau să mă opresc în câteva minute, pentru că noi ne-am obișnuit să-L slujim pe Dumnezeu, să ne meargă bine, să fim apreciați, să nu ne jignească nimeni. Chiar a venit odată un frate la mine și a început el să mi se plângă și eu l-am întrebat așa, am avut o inspirație de la Domnul și l-am întrebat direct, când te-ai botezat? Ai pus condiție Domnului? Am să te slujesc, Doamne, dacă îmi dai numai binecuvântări, dacă o să fii cu mine. Ai pus tu așa o condiție? Ți-a pus Mântuitorul aceste condiții? Dacă te pocăiești, am să-ți fac și să-ți fie bine. Mântuitorul a fost unul din cei mai transparenți învățători care i-am cunoscut vreodată în istorie. Le-a spus ucenicilor, i-a spus lui Petru, că Petru l-a provocat și a zis, Doamne, am lăsat totul, te-am urmat. Ce ne dai? Frați, a spus Mântuitorul, frați, surori, case, mai mult decât ați lăsat, împreună cu prigoniri, a spus Domnul. A fost foarte transparent. Vreau să vă pregătesc, iubiți ascultători, pentru momentele când va trebui să suferiți pentru lucrarea care o faceți. Știți că Mihai Beniuc avea o poezie, sunt măr de lângă drum, și fără gard la mine în ramuri poame roșii ard, drumețule să iei fără sfială, că n-ai să dai la nimeni socoteală. Iar dacă vrei să aduci cuiva mulțam, adu țărânei ce sub mine o am. Dar spune proverbul, și noi cunoaștem aceasta, un măr, un pom sădit chiar lângă drum știi bine, că n-are rod de toți este lovit. Știți cum arată un măr bun la marginea drumului? Eu am niște pruni de soi, am pus, nu mi-am dat seama că sunt așa de buni, i-am pus la stradă. Toți copiii vin, sunt gustoși încă înainte de a se coace de plin. Toată strada știe, acolo sunt prunii aceia și
rup crengile, dau cu piatra sau cu bățul. Așa este pomul care rodește. Așa este pomul care stă la îndemâna oamenilor. Este lovit de oameni. Așa este, adevărul acesta este. Mă uit la prorocii aceștia trimiși, care au făcut lucrarea lui Dumnezeu, au fost trimiși de Dumnezeu, am căutat să îi identific. Domnul Iisus a dat câteva detalii, sigur le-a vorbit oamenilor care i-au identificat ușor. Au înțeles că Domnul le vorbea lor, spune aici versetul 45, după ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei. Au identificat acești proroci trimiși. Spune aici așa Domnul Iisus. Vierii au pus mâna pe robii lui, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Și am căutat să identific. Și vreau să vă spun în această seară, iubiți ascultători, să vă pregătesc pentru vremea care urmează. Duhul Sfânt spune că este o vreme scurtă de libertate. Chiar anul acesta la noi în biserică, Duhul Sfânt a spus că se vor face schimbări, schimbări legate de libertatea noastră. Îngrădiri care le vom vedea în sensul acesta. Eu am înțeles foarte bine prorocia. Ne așteaptă o perioadă în care noi va trebui să dăm socoteală de nădejdea care este în noi. Vom fi loviți să vadă oamenii dacă noi avem rodul care trebuie să-l avem. Acești proroci, și pe ei vreau să vă aduc înainte în această seară, au suferit pentru că au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Unul dintre ei este Isaia. Cel din întâi, am încercat să identific, cel care a fost bătut este Ieremia. Ieremia nu l-au reușit să-l omoare, l-au aruncat în groapă, l-au ținut printr-o gherlă, într-o închisoare, i-a dat pâinea întristării. Ieremia a fost unul din cei mai zbuciumați proroci care îi cunoaștem din Scriptură. L-au bătut de multe ori, l-au chinuit pur și simplu, l-au târât cu ei în Egipt, abia și-a salvat viața. Al doilea este Isaia. Tradiția spune că pe vremea lui Manase, acest împărat care s-a lepădat de Dumnezeu, a fost nemulțumit de Isaia. Isaia, știți că a fost la îndemâna lui Dumnezeu și a spus, iată-mă, Doamne, trimite-mă. S-a făcut acea viziune în Isaia, capitolul 6, are loc acea descriere a intrării lui Isaia în lucrarea lui Dumnezeu. A văzut pe Domnul, a văzut serafimii, tronul, a rămas uimit de ceea ce a văzut acolo. Și a făcut o cercetare și a zis, vai de mine, Doamne, sunt un om cu buze necurate. A alergat un înger, a adus un cărbune, l-a atins de buzele lui și a spus, toată nelegiuirea este spălată, curățită, ispășită. Și Isaia aude o voce, o întrebare provocatoare. Poate vei auzi și tu această întrebare. Dumnezeu întreabă, cine va merge pentru noi? Și Isaia aude, după ce este sfințit de Dumnezeu, el răspunde, Doamne, iată-mă. Trimite-mă. Și așa începe activitatea lui Isaia, așa a fost atât de frumoasă această trimitere a lui Isaia, atât de cerească imaginea aceasta când Isaia se duce la cuvântul Domnului să spună poruncile lui Dumnezeu. Și spune tradiția că acest împărat l-a căutat pe Isaia să-l omoare, Isaia s-a ascuns într-o scorbură și din porunca împăratului el a spus tăiați copacul. Și-au tăiat copacul și l-au tăiat și pe Isaia în două cu ferăstrăul. La el face referire cartea evreilor. Tăiați în două cu ferăstrăul. Pe unul l-a omorât. Al treilea, spune cuvântul Domnului aici, l-a ucis cu pietre. În cartea cronicilor am căutat, este și o trimitere aici, dacă dumneavoastră erați atenți și vă uitați acasă, este o trimitere în 2 Cronici, capitolul 24. Foarte interesant. De ce vă spun aceasta? S-ar putea să suferiți pentru ceea ce faceți. Nu știu ce urmează. Bănuiesc. Presimt așa că libertatea se cam gata. Sunt foarte mulți oameni care sunt deranjați de evoluția bisericii. Imaginați-vă ce se întâmplă la noi la Betel când ieșim de acolo 1000 de oameni. Noi suntem înconjurați de blocuri, se vede imaginea aceasta la câte un botez, la câte o înmormântare. Este un furnicar de oameni care iese din biserică. Imaginați-vă cum este sâmbăta când ies copiii de la studiu. Aproape 1000 de copii. Numai o grupă, să dau exemplu, de exemplu clasa a 6-a, 20 de copii. Aproximativ.
grupe multe de copii care ies sâmbăta după studiu, o mulțime mare, ca un liceu, ca o școală, care iese pe platoul acela și în jur blocuri cu 10 etaje, blocuri cu 4 etaje, suntem înconjurați de străzi, nu avem niciun fel de vecin. Toată această imagine o văd oamenii, ori de câte ori este o sărbătoare la noi. Imaginați-vă când se fac poze la botez, 10 de oameni îmbrăcați în alb fac poze, se uită lumea la noi. Cred că la unii le stă în gât ce văd. Am avut un coleg aici la pensie și am întâlnit oameni care s-au exprimat așa, dacă aș putea, v-aș omorâ pe toți, așa spus. Sunt oameni așa porniți. Deci bine, nu o să fie. Așa libertate și democrație, ne place să o vehiculăm, să fluturăm această libertate și democrație, dar nu va fi tot așa senin. Va trebui să suferim. Al treilea, cel ucis cu pietre, este o relatare în Cartea Cronicilor foarte interesantă. Iubiți frați și sorori, am rămas uimit. Vorbește Scriptura despre un împărat tânăr, crescut de Jehoiada, l-a ascuns în templu ca să nu-l omoare Atalia, care domnea în țară, care ucisese tot neamul împărătesc. Diavolul a vrut să întrerupă firul acesta mesianic, seminția lui David, să o întrerupă. A vrut cumva să uzurpe planul lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a îngăduit. S-a salvat această linie davidică prin acest Ioas. A fost crescut în casa Domnului, Jehoiada l-a îndrumat. A fost un om al lui Dumnezeu acest Ioas, dar după moartea lui Jehoiada, aici vreau să ajung. După moartea lui Jehoiada, versetul 17 spune că căpetenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului, atunci împăratul i-a ascultat, au cerut o altă lege, au cerut mai lejeră pocăința, au părăsit casa Domnului, Dumnezeului, părinților lor, au slujit astarteilor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat din științările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu, el s-a înfățișat înaintea poporului și i-a zis, așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Predica nu a fost atât de incisivă ca a lui Ștefan despre care vă spuneam. A vorbit frumos Zaharia. Ascultați ce spunea el. Pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși. Pentru ce ați părăsit pe, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. O predică finuță, dacă vreți să spunem, pertinentă, naturală, nu i-a jignit, nu a făcut nu știu ce, cum vă spuneam despre Ștefan, oameni tari la cerbice ne trăiați împrejur cu inima. Scrâșneau din dinți, au luat pietre și l-au ucis pe Ștefan, care a văzut cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare. Primea un martir, primea un erou de pe pământ, Domnul Iisus. Stătea în picioare, urma să ajungă Ștefan, cel din tâi diacon care a ajuns martir pentru Domnul. Iată ce s-a întâmplat. Au uneltit împotriva lui, adică au găsit niște motive, că așa făceau evreii. Știți ce a făcut Ahab? A găsit un motiv să-l împacheteze pe Nabot cu mărturii mincinoase și l-a ucis acolo în via lui. Și Ilie i-a prorocit ceea ce trebuia să prorocească. Acolo în ogorul acela, Izabela, neamul lui Ahab și așa mai departe, se va face judecata, Dumnezeu a rostit judecata. Au uneltit împotriva lui Ioas, nu l-au omorât chiar atunci, diplomat, cu diplomație, poți omorâ omul cu diplomație. Au uneltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Când am citit asta, am subliniat de altfel, m-a trecut așa un fior, să-l omori pe băiatul preotului care te-a crescut? Să omori pe prorocul Domnului trimis la tine, chiar în curtea casei Domnului? Da, în vremuri de apostazie, așa se întâmplă. Vreau să vă spun, stimați ascultători, și vreau să vă previn cu aceasta, dacă credeți că pocăința este o pocăință comodă, dacă credeți că slujindu-L pe Domnul veți avea numai aplauze, dacă credeți că slujindu-L pe Domnul se vor deschide toate ușile și veți avea mari propășiri, vreau să vă spun că dacă vom călca pe urmele Mântuitorului, dacă vă veți uita în Scriptură la linia Scripturii,
Au fost doi frați care s-au urât unul pe altul. A fost Abel omorât de Cain pentru că faptele lui Abel erau mai bune. Nu l-a jignit niciodată Abel. Domnul i-a spus lui Cain, dacă faci binele, vei fi bine primit. Adică dacă Abel a făcut bine, fă ca el. Foarte simplu. Trebuia să deducă Cain și să facă și el ce a făcut Abel. N-a făcut așa, dimpotrivă s-a ridicat și l-a ucis pe fratele său. Au fost doi frați gemeni care s-au urmărit unul pe altul. Linia Scripturii este că cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc. Nu vă așteptați, iubiți ascultători, dacă vreți să rodiți, dacă vreți să semănați cu Domnul nostru Iisus Hristos, țineți cont că El așteaptă lucrare de calitate. El dorește ca noi să rodim pentru împărăția lui Dumnezeu. Vom primi o răsplată de la Domnul. E frumos cuvântul din cartea lui Maleahi, dar ce frumos este cuvântul din cartea Apocalipsei. Va șterge orice lacrimă din ochii noștri, va răsplăti pe cei ce l-au iubit și l-au așteptat, va aduce acea împărăție pe care noi o așteptăm, numele Lui să fie binecuvântat. Dar dacă va trebui să suferim, să fim gata să suferim încercarea.